S-a hotărât tot în backstage că eu voi vorbi cel mai mult pentru că sunt femeie. Am vrut să fac paranteza asta înainte să începem. A hotărât doamna Budeanu și ne e frică de dumneavoastră, așa că s-ar putea să o lăsăm. În emisiunea asta, eu o să am grijă ca fiecare să vorbească echilibrat și să fie un schimb de idei între cei doi. Adică nu trebuie neapărat să cronometrăm că nu suntem în campanie electorală. Eu clar nu sunt. Cine nu e în campanie? Eu nu sunt. Domnul Simion este. Păi eu sunt obligat să fie în campanie. Păi cum? Sigur, e non-stop în fiecare zi în campanie electorală, orice politician. Cum? Poate și doamna Budeanu o să fie. Până în 2024, în campanie sau politician niciodată, dar domnul Simion este în campanie în fiecare zi până în 2024. Este obligat. Da. Punct. Nu? Cum e că nu e în campanie? Da. Eu nu sunt și dumneavoastră. Dânsul este. Să-l ajutăm. Spuneți așa, cu ceva timp în urmă, dumneavoastră, despre dânsii. Simion va fi ridicat în grad pentru că a reușit să anihileze USR. După ce au înghețat tinerii frumoși și liberi prin piață, a venit rândul celor sărați să facă frigul luptându-se cu tricolorul în mână. Cum adică va fi înaintat în grad? Pentru că a anihilat USR. Da. Fără să știu ce o să citească, exact asta am vorbit înainte să intrăm în emisie, da? Domnul Simion a spus înainte să intrăm în emisie că eu l-am susținut la început și că după aceea nu mi-a prea mai plăcut de el. Că la început când a câștigat la alegeri mi-a plăcut de el. Nu știu, am declarat că mi-a plăcut, nu, am scris eu frumos un carton, dar nu, am spus și exact ce am spus. Mi-a plăcut cu guvernul, da. Așa, cu guvernul. Și după aceea nu mi-a mai plăcut de domnul Simion, zice domnul Simion, a zis domnul Simion înainte să intrăm în emisie și eu ce i-am spus? Exact asta. I-am spus da, pentru că domnul Simion a spus înainte să intrăm în emisie că trebuia să apară aur în politică, eu am spus da, trebuia să apară aur în politică, de ce? Ca să șteargă de pe fața pământului și de pe fața acestei țări USR-ul. Am spus? Corect? Corect. Ați spus. Și m-am supărat, ați spus că sunt supărată și am spus da, pentru că nu s-a întâmplat asta. Aveți cuvânt. Nu s-a întâmplat teoretic. Practic, USR este istorie în politica românească. Așa că, parțial, doar v-am satisfăcut dorința. Nu este dorința mea. E tuturor celor care au votat aur. Dumneavoastră n-ați votat aur. Nu. Păi, de ce aveți dorințe de la noi atunci? Eu? Da. Păi nu, dumneavoastră m-ați întrebat de ce m-am bucurat că ați câștigat și că ați intrat, că a trebuit să intrați. Și am spus da, a trebuit să intrați în politică ca să ștergeți de pe fața pământului USR-ul. În 2024 care a făcut enorm că de s-a mult stins. Rău aici. Și acum nu s-a, n-avem cum nu s-a să, n-am da, ce, să, ce să fac. Să... să vă țineți de ei. Să vă țineți de ei, că dacă vă aruncați în caivești pe pereți, normal. Nu sunt mici. Noi avem alte discute cu domnul Ciolacu, nu știu dacă ați văzut. Nici de domnul Ciolacu nu vă place și pentru asta vă apreciez. Nu știu dacă îmi place, sunt neutră la domnul Ciolacu, pentru că domnul Ciolacu a făcut foarte multe lucruri de când a venit acum. Real. Ați văzut, avem cea mai mare creștere economică din nu, Uniunea Europeană. Nu, e vorba de creștere economică. Noi vorbim aici de oameni politici. Noastră ați spus exact, din punct de vedere al imaginii, ce se întâmplă. Se întâmplă asta. Da. Aur trebuia să șteargă USR-ul de pe fața pământului. Păi, suntem înaintea sunteți lor. Sunteți aproape. Toate sondajele. Nu, sunteți apropiați. Ați căzut, da. Depinde cine face sondaj. Nu, că a trecut chestiunea asta cu nu, sunteți apropiați. Care război? Dumneavoastră mă întrebați pe mine, războiul Rusiei contra Ucraina. E un război? Da. Explicați. Nu știați? Nu. Înseamnă că nu vă... dumneavoastră în general nu vă uitați la televizor, dar vă știu anunț. Exact ce se întâmplă. Vladimir Putin a atacat Ucraina, da. Uh-huh. Am înțeles. Înainte nu a existat niciun fel de conflict militar în Ucraina, da? Da, în 2014 ocuparea Crimeei, da? Ilegală, crearea a două provincii separatiste pe stil Kremlinului în Lugansk și Donetsk. Alea nu sunt teritorii rusești? Din punct de vedere al recunoașterii la ONU, cum să fie teritorii rusești? În ochii celor care se uită la noi acum, are loc așa? Spălarea lui George Simion de ștampila că este pro-rus. Nu, eu întotdeauna, prima zi după alegeri, au venit, era la birou la mine o coadă de jurnaliști și au venit toți să mă întrebe. Și am zis și atunci, atunci când nu începuse războiul, Vladimir Putin este un criminal. Faptul că, la fel ca Victor Orban, la fel ca mulți lideri autoritari, urmărește interesul țării lui, mai mult sau mai puțin, e altă nu, mâncare e de pește. E totul pentru noi, pentru că noi nu am avut în ultimii 32 de ani conducători la nivel înalt care să iubească acest popor. Ok, deci sunteți de acord? Sunteți de acord?
Sunt de acord de asemenea că Vladimir Putin este un criminal și eu am zis înainte de războiul ăsta, adică cei care ne acuză pe noi că suntem proruși, cred că sunt cel puțin rău intenționați. Dar nu vă acuza nimeni că sunteți proruși. Ba da, cine? USR-ul? Dumneavoastră trăiți... Nu USR-ul. Eu, de exemplu, la acest post de televiziune nu am fost invitat în ultimele 3 luni, tocmai... Noroc cu mine. Eu m-am invitat pentru că... Am fost de 2 ori invitat la domnul Răzvan Numitescu. Eu vă spun cât timp acolo e breaking news cu situația militară. Foarte puțini politicieni au mai prins prime time-ul, au prins analiștii militari mai mult prime time-ul. Noi și avem. Pe cei pe care îi avem, pe cei pe care nu îi avem, nu avem cum să-i aducem. Dar... Suntem într-o logică de război, acum și într-o propagandă de război, în toată de media... De război economic vă referiți? Nu. Noi suntem într-o logică de război economic. Cine este într-o logică de război militar? E în lumea reală? Da, lumea reală. Sau vorbim la televiziuni? În lumea reală suntem într-o criză foarte mare economică. La televizor suntem în logică de propagandă de război. De propagandă de război, bravo. Da. Așa. Bun, văd de că propagandă de război, nu de război. Da, apropo, eu vreau să vă întreb ceva. Că revenim la subiect. De ce i-ați zis Siemion? Că pentru... de la Sie, domnul Răzvan Dumitrescu. Da, sunteți? Înțeles? Păi de ce mi-ați zis Siemion? Adică ce întrebare este? Eu pun porecle în general, domnul Dumitrescu, noastră știți. Eu pun porecle tuturor politicienilor și așa mă adresez după aceea în continuare. De ce? Pentru că ceea ce fac eu, acea pastilă verdict, este un pamflet și este, mă rog, de așa e natură. E aplicația doamnei Budan. Da, o are și domnul Simeon. Și, pe mine nu m-a supărat asta. Păi nu l-a supărat. Păi de ce s-o supere? Deci, nu mi-a mai zis într-un fel, e mai frumos, cum mi-a zis Siemion, decât... nu s-ar putea să nu fie prea decent. Am înțeles. Da. Nu, da, nu am spus în general, o poreclă. Cred că colaboratorul dumneavoastră, Paul Hitter. Probabil, dar nu eu. Îmi zicea ceva genul ăsta, Siemion, ceva genul ăsta. Da? Da, într-un articol. Dar nu contează. Eu am întrebat de ce, pentru că de regulă când alegi... Trump a ieșit președinte după ce s-a făcut mișto de el 2 ani, la rând. Și credeți că este președinte? Eu am făcut o paranteză. Că cei care se vă supără convine pe porecle... Avem timp. Vă convine să înghițiți porecle pentru că poate ieșiți președinte sau cum? Nu, mă amuză. Adică de ce ar trebui să mă atace? Ultima oară a scris doamna Budeanu pe aplicație sau pe Insta, nu știu, postează destul de mult, a zis că să nu mai duc la Casa di David, care e un restaurant destul de foarte scump din București, am rămas și eu uimit cât de scump e, că n-au mici acolo. Și a fost o glumă bună. Bun, haideți să o luăm altfel, ca să punem puțin ordine. Ca să scoatem cât mai multă informație de la cei doi invitați de alta. Ce îi reproșați dumneavoastră domnului Siemion? Și după aceea o să vină întrebarea, ce îi reproșează domnul Siemion, eventual doamnei Budea? Pe mine are ce să-mi reproșeze, că eu nu sunt nici la conducerea țării și nu am nicio datorie față de nimeni. Punct. Okay. Eu pot. Pentru că sunt cetățean, domnul Siemion este politician și el trebuie să facă tot ce poate pentru cetățeni, nu doar pentru cei care l-au votat. Corect? Corect. Aproape că trebuie să mă convingă să-l votez eu în 2024, nu? Dacă nu ne rupe pe genunchi. Dacă nu. Da. Domnul Siemion a intrat în politică pentru că așa trebuia, conform declarației lui, foarte bine, da? Bazându-se pe votul și pe valul corect măsurat de naționalism din România. Foarte ok. Acești oameni care au votat AUR nu sunt ăia care au votat USR, adică niște hashtag disperați, da, știu, că ați avut... Discutabil. Nu, ziceți că ați luat și din partea aceea voturi. Da, știu calculul, ok. Dar în majoritate, 90% sunt oameni cu credință în Dumnezeu. Da. Cu multe greutăți. Da. Aproape fără niciun fel de speranță. Ăsta este profilul votantului. Nu mai aveau speranță. Oameni care sunt amenințați inclusiv astăzi cu pierderea identității și naționale și individuale până la urmă, da? Corect. Oameni pierduți. Ăsta este și oameni disprețuiți de hashtag. De hashtag și de genul stat. Genul ăsta de și oameni. De stat. Și de okay? Statul de care stat. E păi, condus sunt umiliți de stat, sunt umiliți de stat. Corect. Domnul Siemion. N-ai acces la sănătate. Corect? Corect. Că n-ai acces la școală. Astea sunt obligatorii. Astea sunt, cum să vă spun, baza oricărei societăți pe lumea asta, da? Ce-i reproșați, exact? Imediat.
Da. Are o teorie, doamna Budeanu, și chiar păcat. Sunt interesat soaf. Trece prea repede. Că aș ține acești trei oameni au votat aur. Acești oameni au votat aur. Da? Da. O parte din acești oameni, pentru că altă parte nu știa. Dumneavoastră nu știați de noi sau nu ne-ați votat, nu știu de ce. De ce nu ne-ați votat? Aur? Da. Pentru că nu știam. Dumneavoastră ați venit pe sub radar, da, cum se spune. Da. Ceea ce este ok. Că așa să vine. Dacă nu ne chemau, dacă nu ne chemau la televiziune. Când se vine, așa să vine, pe sub radar, când se vine. Așa, așa se vine. Se vine, așa, se vine pe sub radar. De la stăpâni la lună. Foarte bine. Cum adică pe sub radar? Al cui e radarul și cine a zburat sub radar? Ca să păi radarul, în primul rând, sunt sondajele, domnul Dumitrescu, în care aur nu apărea. A apărut foarte, 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 foarte târziu, deci nimeni n-a măsurat. Un partid, o mișcare, să-i spunem, dacă poate, da? O mișcare atât de puternică nu a fost măsurată. Dacă au fost stealth. Adică ca un avion militar stealth. Păi asta am spus pe sub radar. Păi eu asta am spus. Adică domnul Mirel Palada, care conduce cu onor Sociopol, ne-a măsurat și cu o zi înainte ne-a dat la 10%. Domn profesor. Dar dumneavoastră vorbeați de public. Atenție, e foarte important. Vorbeați de percepția publică, că publicul nu v-a văzut venind. E foarte important, electoratul. O parte dintre români, cei care se uitau la televiziune, aveau acces la rețelele de socializare, n-a știut că noi existăm. Doar 4 din 10 votanți pe 6 decembrie 2020 știau că există acest partid aur. Deci o majoritate nu știa că existăm. Da, am spus bine, pe subrabă. Mirel Palada ne-a dat, domn profesor, știți, domn profesor de la Cluj. Da, domn ministru apărării. Da, exact. La câteva zile a zis, da, voi apărați mereu la 8%, 8%. Și am zis, da, domn profesor, dar dumneavoastră ați dat comunicat de presă că suntem la 3% cu 2 săptămâni înainte. Ei, nu se reglează situațiile. Eu n-am dat așa ceva. S-au reglat în săptămâna respectivă. Ok. Da. Formulați repusul ca să aibă... Acești oameni v-au votat. Da. Ce a făcut aur de când a ajuns la putere pentru acești oameni? Prea puține, cu 10%. Vă dau niște exemple. Atunci când ne-au acuzat că am luat cu asalt Capitoliu în stil Trump, am încercuit Parlamentul, tocmai ca să punem presiune, pentru că alte mijloace parlamentare nu mai aveam la dispoziție, le folosisem pe toate, live-uri, blocat tribuna și așa mai departe. Și am reușit să oprim legea prin care se suspenda contractul de muncă pentru cei care nu voiau să se vaccineze. Dumneavoastră, v-am citit foarte bine, a zis nu că șefii la lume au oprit nebunia asta. În Italia, vreau să vă zic, că în continuare se poartă mască și în continuare nu au drept de muncă cei care nu au super green pass. Super green pass nu sunt 2 înțepături, 3 înțepături. Da. Asta am reușit noi să blocăm cu proteste, cu multe presiuni, cu atac asupra mea, că am luat cu asalt și am creat violență, n-am creat nicio violență. Deci nu s-a oprit așa, pentru că eu am anunțat înainte cu 10 zile, de exemplu, că tot nu citiți postările, că se va scoate certificatul. Deci se știa că se va scoate. Eu nu, atenție, certificatul e foarte bine. S-a scos în februarie. E foarte bine că ați ieșit în stradă, nu este nicio problemă, nu asta. Eu v-am întrebat ce ați făcut concret pentru acești oameni. Așteptările acestor oameni știți care sunt. Sunt minime. Da. Și eu acum vă spun și de ce n-ați făcut. De ce n-ați putut să faceți? Păi, ați zis cu 10%, corect. Odată. Aveți 10%, dar eu vă întreb acum și puteți să-mi răspundeți, vă rog. Da, spuneți. Cum poate UDMR-ul, dușmanul de moarte, care să iasă de la guvernare, sau ce știm? Trebuie să iasă de la guvernare. Ok, nu o să iasă. Da, ideea e următoare. Cum poate UDMR-ul de 30 de ani, cu 5%, să facă tot ce are pe listă și tot ce promite cui, mă rog, votează cu UDMR. Bine, au 2-3 puncte, într-adevăr, nu se poate avea 10. Dar, bă, alea 2-3 puncte, vreți să vă spun cum poate? Vreți să-mi spuneți dumneavoastră, vă rog, spuneți-mi. Da. Cum poate UDMR-ul cu 5% de 30 de ani? UDMR-ul are o politică șovină, revanșardă, iredentistă, și își urmărește această agendă de creare de tensiune etnice. Am văzut în ultimele 2 săptămâni această agendă și o urmărește pas cu pas. Pentru ei, fiecare loc în administrație, fiecare instituție, de început din astea inofensive, cultură, până ajunge la Comisia de Control la SRI, la SIE, până ajunge la oameni în Ministerul Apărării și la oameni care dețin secrete de stat.
încep cu posturi mici și după aia, în urma negocierilor politice, șantajează partidele mari. Okay. Eu asta nu am de gând. Și dovezi pentru ce afirmați? Asta e politica UDMR-ului de 32 de ani. Domnul Simion, asta e politica în general. Da.